La mănăstirea Lainici din județul Gorj a fost cinstit astăzi Sfântul Cuvios Irodion. El a fost tareț al așezământului monahal timp de 41 de ani, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Sfânta liturghie în cinstea ocrotitorului mănăstirii a fost oficiată de un sobor de 4 ierarhi ai bisericii noastre. Sfântul Cuvios Irodion este unul dintre cei 3 sfinți care s-au născut în București, alături de Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul și Sfântul Cuvios Calinic de la Cernica. După cum știm, pronia lui Dumnezeu l-a adus la mănăstirea Lainici, al cărei stareț a fost și unde și astăzi, prin sfintele sale moaște, îi întărește pe cei care vin să îi ceară ajutorul. În această dimineață, Sfânta Liturghie în cinstea sa a fost săvârșită la altarul de vară al mănăstirii de un sobor de 4 ierarhi, condus de înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Înalt preasfinția sa a rostit cuvântul de învățătură, numindu-l pe Sfântul Cuvios Irodion, Luceafăr al Olteniei. Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Irodion a avut loc la mănăstirea Lainici în ziua de 1 mai 2011.